Moș Crăciun a luat lecții de zumba alături de copiii fundației Inima pentru Inimă. Doi dansatori cu suflet mare din municipiu au dorit să le facă o surpriză plăcută tinerilor cu o situație materială precară din Ocnele Mari. I-au invitat înainte de sărbători în sala lor de dans. Aici micuții au fost așteptați de alte persoane darnice care, alături de organizatorii acțiunii, i-au premiat pe copii pentru rezultatele la învățătură și la dans. Tinerii i-au răsplătit pe aceștia cu o demonstrație de zumba. După zumba, tinerii au fost invitați la pizza.